Intervenție în forță pe Dunăre între Orșova și Bahna, totul pentru găsirea unui pescar dispărut. La solicitarea Poliției de Frontieră, un echipaj din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o barcă pneumatică pentru căutarea unei persoane posibil înecate în fluviul Dunărea. Căutările s-au desfășurat între localitățile Bahna și municipiul Orșova, persoana dispărută fiind un bărbat în vârstă de circa 46 de ani. Din cauza instituirii codului portocaliu hidrometeorologic, căutările au fost întrerupte. În căutarea bărbatului a intervenit și Poliția de Frontieră. La fața locului au rămas mașina, dar și mai multe obiecte personale ale bărbatului. Pe aici îl caută poliția și cu pompierii. Mai vin și care nu sunt locali, nici străini de acolo, mai se duc mai către satul, cimitirul, din satul vechi acolo. Acolo e apa adâncă, e adevărat acolo, coboară imediat. Cine nu cunoaște zona și nu știe să nuați, e periculos. E foarte mare distanța, este... Deci la o distanță de 100-200 de metri, abia are 70-80 metru. Aici, care ar fi cauza? Cauza este posibil să fie unul, să aventureze mai mult în larg și să, că altfel nu se explică. Părerile sunt împărțite printre pescarii locului. Unii dintre aceștia spun că este o zonă liniștită, fiind destul de ciudat să se întâmple un astfel de incident. Cine știe ce s-ar fi putut întâmpla. Probabil a fost cu barca, părerea mea, dar barca trebuia să găsească dacă era cu barca. În alt fel, înotând, probabil, doar înotând. Apa este mare, dar nu e zonă periculoasă. Nu știu cum s-a întâmplat așa ceva. Bărbatul, originar din Hunedoara, nu a fost găsit nici până la această oră. Pompierii au întrerupt căutările din cauza efectelor produse de inundații, însă acestea vor fi reluate.